cei de la Olmin fiind și zilele orașului, ne-au rugat să jucăm meciul la ei, pentru că e o sărbătoare pentru ei, au anumit invitați și am răspuns pozitiv. Cu echipa din Olmeni, o componentă veche a Ligii a 4-a, a fost și în Liga 3-a, așteaptă un meci. Mai mult paradă? Da, sperăm să avem un meci ușor. După clasament, aparent, avem un meci mai... Nu aș vrea să luăm absolut niciun meci ușor, pentru că trebuie să rămânem concentrați, dar în momentul când ești concentrat în fotbal, poți să plătești și n-aș vrea să riscăm absolut nimic. Avem câțiva jucători suspendați și accidentați, dar cei care suntem, eu zic că suntem pregătiți, băieții sunt pregătiți să câștige și noi. Treaba merge foarte bine, suntem în obiectiv, avem obiectivul de a promova în Liga 3-a, ne antrenăm foarte bine, colegii sunt pregătiți și ei, fizic. Am venit de la Progresul Șoncuta, care acum a retrogradat în Liga 4-a, am venit acum din vară. O să fie un meci greu, că toate de până acum au fost destul de grele cu terenul până ne-am adaptat, dar eu zic că o să ne descurcăm și o să ne facem treaba toți destul de bine. Sunt mulțumit de că am prezent. Sper și în continuare să avem progres și să ne îmbunătățim jocul de la meci la meci.